Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și președintele Consiliului Județean Hunedoara au semnat în această săptămână trei contracte de finanțare prin PNRR, prin care în județ vor ajunge peste 7,4 milioane de euro destinate restaurării și punerii în valoare a celor mai importante situri antice, Sarmise Getuza Regia și Ulpia Traiana Sarmise Getuza, iar vestigiile pe care siturile le dețin vor fi înfățișate publicului într-o manieră Nouă, profesionistă, adaptată cerințelor viitorului, devenind astfel mai atractive pentru vizitatorii care ajung în județul Hunedoara.